Haideți să revenim la mișcarea care a început imediat la începutul anilor 90 în Basarabia. Imediat Nu, Basarabia atunci a fost eliberată foarte de sub. vizibilă, dar ea. Atunci a fost foarte vizibilă, da, na, e adevărat. Mișcarea pentru reunificarea cu România. Ce s-a întâmplat? De ce n-am reușit ca atunci pe valul pozitiv care era în Republica Moldova și în România de unirea celor două țări să reușim să reluăm Basarabia la trupul țării și unde ne situăm acum? Păi nu am Cât de reușit. departe ne situăm? Nu am reușit pentru că, din diverse motive ale istoriei, ambele țări, îmi pare rău că le spun așa, oricum Republica Moldova are o denumire absolut ridicolă și comică. De ce spuneți asta? Cum să fie Republica Moldova, știi? Cum ar fi Republica Făgăraș, Republica Oltenia? E comică, pe cuvântul meu că e comică, dar Da. mă credeți-mă că e comică, are un nume foarte comic. Republica e un nume caragilian. Ambele țări, cum spuneam, au fost conduse de mascote. Mascote păpuși de alea rusești, matrioște, care ieșeau una dintre alta și nu știa ce era sfârșit, în aia mai mică. Și Mircea Negru și Ion Iliescu erau două mascote sovietice. Și două mascote sovietice nu sunt bărbate ale istoriei. De asta nu am reușit. Deși președintele nostru, și când zic al nostru, este și al meu, fostul meu președinte, a spus de mai multe ori că nici vorbă, nu era momentul. Acest nu era momentul, această sintagmă este sintagma diavolului cu care acționează în România. Nu e momentul. Niciodată, pentru cel care trebuie să facă ceva, nu e momentul. Când nu e momentul, tocmai atunci trebuie să decizi tu momentul. Iar în acel an, 1991, în 31 august, a fost momentul. Am ratat din pricina unui om. Întâmplarea face ca eu să-l fi cunoscut pe Ion Hadârcă, deputatul Republicii Moldova în Sovietul Suprem al URSS. Și în acea noapte, ei, grupul de scriitori unioniști, au scris două texte. Unul prin care proclamau unirea Basarabiei cu România și un altul prin care proclamau independența Republicii Moldova. Și au așteptat răspunsul De lui la Ion București. Iliescu și puterii de la București și abia după asta au citit al doilea text, plângând, rupându-l pe primul, de independență a Republicii Moldova. Independență pe care imediat România, într-un populism maxim, a A recunoscut-o. recunoscut-o oficial, asta însemnând un gest patriotic pentru opinia publică. Toată Europa se Și aștepta ca cele două țări să se unească, da. opinia publică imbecilizată a spus că este un gest patriotic. Iar atunci, inclusiv Uniunea Europeană dorea ca România să aibă un teritoriu la care ei să aspire mai încolo, adică acum, în dauna spațiului de influență rus. Și inclusiv Uniunea Europeană ar fi dorit atunci să se întâmple acest lucru. Da. Din păcate, lucrurile au evoluat altfel. Încercăm să vedem cum vor reuși românii din Basarabia să facă pași spre integrarea asta cu România, cu Uniunea Europeană, când se va produce, dacă se va produce. Dar până atunci avem o problemă de rezolvat. O problemă care îi ține pe ei în loc, și pe noi oarecum, dar pe ei îi ține în loc să vină spre Uniunea Europeană, adică spre noi. E vorba de conflictul din Transnistria și acolo știu că Sau de situația în Transnistria. Acum nu mai e un conflict. Acum da, conflictul înghețat din Transnistria e frozen conflict, e da? pacea conflictuală în Transnistria. Pacea conflictuală, da. De câți ani e conflictul ăsta? Din 90 până acum, nu? În principal, în 91 a început prin proclamarea Republicii Nistrene, da, moldovenească Republicii Nistrene. Nistrene, apoi cu Sudul Găgăuz,
Dar iar e comic să vorbim despre integrarea europeană a Moldovei, pentru că Moldova trebuie integrată în România. Păi da, asta și spuneam. Eu am Fiind folosit fiind expresia pe integrată care o folosesc cu unii politicieni destul de diplomați de la Chișinău. fiind integrată în România, în cazul în care România este și eu nu sunt nepus la curent cu 1 ianuarie 2007, în cazul în care România este europeană, că s-ar putea ca nici noi să nu fim europeni, să fie doar geografia noastră europeană. Ce mai contează? Suntem acolo. Cât de integrați suntem? O să încerc, o să ne integrăm pe parcurs. În 10-20 de ani ne integrăm. Domnule, să, cum Da. să spun, să nu se întâmplă niște minuni care s-au întâmplat cu noi mereu, să fim atât de surprinzători încât Da. să-i despărțim pe alții în loc să ne transforme ei pe noi. Există acest risc cu poporul român care reacționează în istorie absolut fantastic, deci în afara realității, de asta spun fantastic, nu în sensul rostirii pe holul liceului, că poporul român reușește niște performanțe de acest tip. Înneacă popoarele migratoare aici, deci aici vin mulți și rămân, se subțiază, toți cei care trec prin acest spațiu vital al nostru se subțiază, ies mai mici, ies schimbați, ies Ce vreți români. să spuneți că nu? Cum? Ce vreți să spuneți? Păi eu am vaga impresie că noi vom rămâne la fel. Cât de integrați am fi, vom rămâne identici. Ne vom schimba mai repede decât toți, în formă. De acord asta. Deci vor renunța imediat la hainele noastre, dar în fond vom rămâne neschimbabili. Nici măcar ca posibilitate. Dar ca formă, nu vedeți că noi suntem primii care aplicăm rezoluțiile, noi suntem primii dintre toți care compatibilizăm legile, noi suntem primii care stăm drepți la orice apel, dar în realitate noi nu facem nimic din toate acele lucruri. Din păcate, timpul nostru zboară foarte repede, o să luăm în curând o pauză publicitară, dar până atunci aș ruga să încercăm să dăm un răspuns foarte, foarte sec la întrebarea dacă Transnistria va ține Moldova în loc în ceea ce privește apropierea ei de România, de Uniunea Europeană, de cine s-o apropie în partea asta vestică, da? Dacă o să ținem, da, răspundem Ok. după pauză. Luăm o